Există politicieni la Chișinău care cred că pot avea într-un buzunar pașaportul statului român, stat membru al Uniunii Europene și NATO, și în același timp la televizor pot denigra România. Îi anunț pe acei politicieni că vor avea un adversar total în mine și sunt câțiva deputați la partidul lui Dodon care sunt și cetățeni români. Au și anunțat că vor renunța la cetățenie română. N-au făcut acest lucru până la această oră și dacă nu vor face ei, o voi face eu. Nu pot să denigrez statul român și să pretind că România este o amenințare pentru Republica Moldova, iar pe de altă parte să vii și să depui jurământul cu ochii în lacrimi spunând că rămâi loial statului român.